ministru. Și mai aproape nici chiar nu era. Rog, domn! Rog-i, orășeni! Luați seama că ești numai o cărăruș, partea dreaptă e adânc. Nu știi, băieți? Un venit pe insul. Lasă-i mă-ți cu șoșenii de distrăm și... Păi sunt oameni pe insul. Pe mal acolo, niște fete. Ce faci? Încerc scotinelul și... Fetele, salut! Da, îmi pare că îmbătrânim noi. Dar stăm, eu mai de mult. Frumos ați făcut aici, ați amenajat. Noi putem să facem cunoștință, dacă vreți. Dumitru? Apropo, asta eu tot am organizat și băieții nu au făcut nimic. Da, da, dar și ne-au plătit. Ești niște avare, știi? Dar pentru mine banii n-au valoare, de fapt, înțelegi? Da, n-au valoare pentru că n-ai bani. Fetelor, vreți o glumă? Iucte în cap are mai mult fire de păr decât beton lei. Da, da. Aici ai dreptate. Am mai puțin fire de păr în cap decât tu kilograme. Auzi, să-mi faci masaua normal, nu ca data trecută. Eu, apropo, sunt la dietă și amuia trebuie să mănânc de astea mai mult legume, conopide. Sau dacă ești la dietă, cine mânca smântână? Smântână, apropo, am învățat, conține calciu, dar calciu ajută la oasă, la mușchi. Da, da. Calciu e foarte bine pentru organism. Mai ales țin așa masă. Dacă ceva, eu mă ocup cu sportul. Lena, și nu-i clar. Eu azi mă duc la sport și după asta am pilates. De 3 ori pe săptămână îmb la sal, lucrez la masă anume. Dar sâmbătă pun accent pe cardio. Știi asta? Da? Eu știu altfel de istoria asta. E că știi? Îți vin aici în fiecare zi la voi, până nu câștig grătarul, nu mă lăs. Stai cu ăla, fă altul frumos pe grătar, bun? Sladiet, știm. Bine. Următoarea bere o aleg eu. Dar nu a fost așa ceva! A fost, nu a fost, nimeni nu știe să ocup el cu sportul. După tine, zvede. E că eu, de exemplu, eu joc fotbal și mi ies foarte bine. Da, eu te joc foarte bine fotbal. Diana în fiecare săptămână are grijă ca la uniforma să fie curată. Apropo, dar și mai faci, Diana? Sorme? Sau cum? Clalu și nealcineva. Da, Iuchte, așa de tare o iubești pe sora lui Diana, că au căutat-o prieten tot cu numele Diana. Eu îmi cer scuză. Noi curând revenim. Păi, spate, vă rog, pe secundă. Ce cu voi? Cum vă comportați? Eu înțeleg că fete sunt numai 3, dar noi suntem 4, dar nici chiar așa. Dar ce, cum ne comportăm? Și facem cunoștință cu fete. Da? Și cum le cheamă? Cum le cheamă și... Cum? Cum le cheamă? Nu precis, nu, Diana. Dar ce am spus? Nu știți. Nu știți, fiindcă numai voi vorbiți. Din câte eu știu, fetele iubesc să asculte cu urechile, așa că nu-mi povesti tu nici. Să asculte, dar numai nu prostiile voastre. Dați-le voie și lor o leac să mai vorbească. Adin.
Ce? Ați muțit? Și am muțit, ei, câte bere am băut numai. Măț, tu nu-ți spărai, noi suntem căsătoriți. Eu, spre exemplu, eu ultima dată când am grăit cu o fată asta, a fost tare, tare de mult. Și apropo, ea mâine soția mea. Nu la mine fix așa e. Fetele, trebuie de vorbit, să le întrebați ce interes au, ce hobby, de unde vin. Mă rog, poate aveți ceva prieteni comuni. Asta ca pe Facebook? Da, numai că eu să le întreb amuia. O, vedeți? Tu mai ghintaci. Trebuie de comunicat cu dânsele. Eu am un plan. În loc noi să ne criticăm unul pe altul și ne murdărim, trebuie să schimbăm tactica. Invers. Trebuie să ne lăudăm. Metodă verificată. Ați înțeles? Poate mai bine eu vorbesc. Deci, Olga, Daniela și Alexandra. Apropo, fetele, cunoașteți că dacă uniți inițialele prenumelor voastre, se primește Oda. Oda, da. Nu, fetele, am avut în vedere poezie lirică. Dar pe eu despre asta așa am vorbit, despre... Despre asta. Liric. Iuhte, dar tu cu ce mașină ai venit? Cu Tesla? Sau cu Lamborghini? Care e Lamborghini pe drumurile astea și cu tine? Cu Land Cruiser-ul, clar lucru! Wow, Land Cruiser? Da, de unde l-ai parcat? N-am văzut nicio mașină pe aici. La primar. Eu mă știu cu primarul. Da, e... am învățat într-o clasă. E în clasă? În paralele, în paralele. Apropo, dar sunteți toți șoferi aici? Da, cum și eu... Eu acum fac școală auto și așa mă tem de examen. L-am rău, dar nu o să vă griji și vorbești. Eu personal din prima am dat. Așa, la intersecția trecută ați cedat, bravo. Un pic mai mult trebuie să vă asigurați în oglinză, în rest e totul bine. Puteți acum să vă întoarceți, să vă luați permisul provizoriu. Felicitări. Următorul. Am spus treceți, vă rog, în față. Da. Ei, la volan, la volan. Eu pur și simplu nu de mult în Anglia am venit. Da. Mai relaxat un pic. Ei, nici chiar așa. Pentru un examen corect și echidistant, vă prezentați la final. Nu știu dacă în cazul dumneavoastră e necesar, sunteți de-am pentru a 12-a oară la noi? 13. Număr norocos. Da, și încă e vineri. Deci prima 100 de metri aveți dreptul, sporniți, opriți, ca să vă puteți obișnui cu mașina. Bine? Da. Așa, scaun. Este o glinzule. Se vede. Radio aveți în mașină? Este. Puteți să-l strângeți, vă rog frumos. Dar el nu funcționează. Trebuie de reparat, dar... Putem porni? Da, desigur, dar de unde vă trebuie? Vă rog frumos, porniți semnalizatorul. Eu vă previn doar. Tare. Mecanică? Da, mecanică. Nu că să înțelegeți că eu vă întreb, adică eu v-am spus că eu cunosc, da. Așa. Frâna de mână. Și glumesc, da? Unde și suntem la bicicletă, unde frână? Frână de mână nu e. Și... Asta e frâna de mână. O, ia ca pentru și... Domnul Roman, eu trebuie să vă spun ceva. Dumneavoastră mergeți foarte bine. La mașină? Pe jos. Pe jos, domnul Roman, vă duceți la școala auto și practicați șoferia. Dreptul mi-a spune că se l-am rău zavalesc. E important să trebuie un profesor bun. Apropo, dacă vrei lecții, nu știu o problemă. Eu mă arăt că dimitit când eram, că nici nu mă țin minte încă. Dar examenul l-am dat la 16 ani. O să tu ești bun, de-o dat la 16 și te-o dat permis. Serios? Ce-ai făcut aia, idiotule? Tu ești chioră sau ce? 32 de ani ai dat mintinică și nu vezi rampa, băi? Eu m-am uitat. Și te-ai uitat aici, bă? Trebuie să intri mașina cu toate patru roței. Doamne, păzește rog frumos pe Toni și fă că nebunul ăsta niciodată să nu pornească permis. Ce cașă? Cu o mână. Nu știu.
Pentru viitorul examen, câte bere și? Dar păi spus că ești cu mașină. Dar păi ești șofer. Nu, serios, ești șofer. Noi toți avem șoferi. Noi, pur și simplu, suntem foarte busy. Sorry, eu, pur și simplu, în America am făcut Oxford. Și... Dar Oxford-ul nu e în Anglia? A, eu din America facem lecții online. Zic, fără șoferi, măi, nici de cum. Foarte greu. Dar cu ce vă ocupați? Da, numai cu ce nu ne ocupăm noi. Păi... Beton e, că povestești la noi pe domeniul financiar. Da, da, dar și-ți povestesc eu. Las să povestească Mâțu. El e director. Așa e? Mâțu. Da, noi avem... Noi avem firme. Fiecare câte o firmă, nu așa? Cinci. Da, sunteți patru, dar nu uite asta. Șoferul tot are firme, el, noi ocupăm așa mai mult, știți, cu petrolul. Da, petrolul. E... am cumpărat transformator, știți, și noi transformăm petrolul în tot valută. Valută. Da, noi suntem de ghel la început, așa. Sunteți la prima etapă. Da, la primul etaj, la noi firma e așa, neînschisă. Irina, să-mi trimis rog pe mail raportul pentru luna trecută, bine? Da, sigur, acum. Așa, mersi. Fetele, bună ziua! Cum merge lucrul? O, domnul Eugen, bună ziua! Dar de mult n-ați venit pe la noi. Ei, am fost ocupată, Lucu, să înțelegeți. Stomatologie? Stomatologie. Și în bună stomatologie poți să faci bani? Mă trebuie dezvoltat marketingul, de ridicat upsale-ul. Înțelegeți, așa se face business-ul, trebuie de mărit vânzările. Da, pentru noi și aveți interesant. Dar numai și aveam interesant pentru voi. Blender. Multifuncțional. Și pentru fructe, și pentru legume. Poți să-i schimbi chestiuța asta, faci mai mărunțel, mai mășcat. Eu mă folosesc tare bun, sincer. Noi blender avem, nu, poate altceva mai interesant, mai nou. O, ștrampi. Șcafinii și negri, 20 de ani, tare bun, soția îi folosește, sincer, nici strel și nu se fac. După asta îi spală, iar îi folosește. Tare bun, serios. Dar din cosmetică aveți ceva? Cosmetică? Da, cum? Pudră. Și galbenă, și albă, și mai neagră, e că este de culoare albastră ca cer. Am mult tare bun, tare la modă, serios, merge ca până cald. Bună ziua, fetele, dar nu știți de ce apa caldă e deconectat? Da, nu știu că și noi ne întrebăm de ce noi așteptăm. Scuze, de ce ne domnul? La etajul 2 se ocupă cu ferestrele. Domnul, cer scuze, femeia, aveți în colectiv. Eu o să-mi spun la viitoare bun. Avem blender tare bun, avem pudră de culoare albastră, cancerul, serios, avem șocă. Și iată așa. Super. Dar poate mergem să ne scăldăm. Faină idee. Nu, vă ești serios? Da. Vă ieși pe dânsul, l-ați chemat. Once you